Bărbatul de 32 de ani din Drobeta Turnu Severin s-a prezentat calm la controlul vamal, a deschis ușile autoturismului și a așteptat liniștit verificarea. Nici o secundă nu a bănuit că polițiștii de frontieră și vameșii știau de îndeletnicirile lui. Aceștia au descoperit sub bancheta din spatele autoturismului un rezervor improvizat, plin cu alcool. În urma controlului efectuat, autoritățile de frontieră au găsit în rezervorul de combustibil a autoturismului un lichid incolor cu miros puternic de alcool pe care cetățeanul severin an intenționat să-l introducă ilegal în țară. Polițiștii de frontieră și lucrătorii vamal au procedat la transvazarea lichidului din rezervor autoturismului în recipienți de plastic tip PET, rezultând o cantitate de 43 de litri. Autoturismul cu care se deplasa individul avea un rezervor suplimentar pe GPL. Alcoolul a fost indisponibilizat, fiind sigilat, urmând a fi expertizat. Dacă se va dovedi că este alcool pur, cetățeanul severinean va fi sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 5.000 de lei noi. Autoturismul a fost confiscat până la finalizarea cercetărilor.